NATO approved. Mamă, dar ce avem aici? Wow. Salut, sunt Adrian și astăzi împreună cu Mihai vom mânca mâncare din armată. Am comandat de pe Olix acest meniu foarte interesant din armata franceză. Am găsit pe site-ul guvernului Franței, mai exact Ministerul Apărării din Franța, acest meniu. Există mai multe meniuri, undeva la 13 meniuri, dar acesta este unul dintre ele și anume meniul cu numărul 8. Dar până să începem, nu uitați să dați un like și la acest videoclip, să lăsați un comentariu în care să scrieți ce mai vreți să vedeți pe acest canal. Nu uitați să dați subscribe canalului, link-urile către Instagram și TikTok pe care jos în descriere. Acum, hai să dăm bătaie să vedem ce mănâncă militarii din armata franceză. Acum, hai să-i dăm bătaie. Deci aici cu tovarășul și Mihăiță avem meniul 8 din mâncarea din armata franceză. Valabil până în 10 octombrie 2025, probabil sunt conserve în interior. Și uitați-vă câte avem aici, deci avem foarte multe produse în interior. Avem și mâncare, avem și ceai, avem și musli, și batoane proteice, deci avem foarte multe. Zice aici NATO approved. E treabă serioasă și uitați-vă armata franceză. Deci nu-i orice... Nu-i luat de la Dragonul Roșu. Și hai să-i dăm bătaie, da? Deci hai să desfacem această cutiuță. Sper să nu se lase la noapte cu nasolene. Păi n-ar cum, adică n-ar trebui. Dacă te apucă ai ceva pe treburi pe front. Exact, venit împachetat, deci sigilat. Trebuie să o simți, să o fii și eu. E gream, cred că are 2 kg, are. Cam ca o sticlă de apă, de 2 litri. Și avem aici foarte multe produse în interior, de la porc sărat cu linte, la cârnați... La cârnați cu sos spicy și cu orez, pește și cu legume, supă, foarte multe musli, batoane proteice, gem, baton cu ciocolată, energy bar, foarte multe. Inclusiv o tabletă de purificare a apei. Aici nu avem apă. Și de încălzire. Și se vede încă o dată că este din Franța și NATO approved și din armata franceză. Deci nu-i vrăjeală, după cum spuneam, găsit și pe site-ul Ministerului Apărării din Franța. Mi-am luat de pe Olix, deci sperăm să nu-i fie fake această cutie. Precauții, dacă e ceva spart sau nu știu ce, must not be used. Foarte interesant, deci dacă ești în armată și pui o tabletă din aceasta într-o apă nepotabilă, 30 de minute ar trebui să fie ok, dar trebuie să bei în maxim 24 de ore. Aaaa. Hai să cau și la... Băi, ca lumea. Uite cum se desface. Dacă faci așa ceva în armată, pe vine la cu pușcociu. Mamă, dar ce avem aici, frate? Cacao. Uitați-vă ce în interior, bă, dar cred că poți să trăiești două zile cu asta, nu pe o zi. Supă. Deci uitați-vă cum arată supa. Vom face și pe aceasta. Vom aduce aici un bol, vom face și supă, nu ne lăsăm. Avem biscuiți, uitați-vă cum arată. Biscuiți cu sare. Uite pachetul de șervețele. Așa, aici cred că este pentru sandwich ceva, ton cu legume. Nu, uite, un fel de pateu, mă. Ton cu legume. Ton cu legume, da. Aici peștele ăla cu legume, ce ziceai tu mai înainte. Exact. Mamă, uite, ăsta este kitul de încălzire. Primul rând îmi interesează batoanele astea. Ală cu nuga. Mamă, dar uitați-vă câte aveți aici. Deci ca lumea. Deci cutia asta a costat aproximativ 90 de lei. Un fromaj fondue. Asta e cea, cred că brânzetul ăla. Fromaj fondue. Uitați-vă, energy bar. Mamă, 20 de grame ce? Cu aromă de cafea. Altă din asta. Mamă, dar chiar... Băi, ca lumea! Aici că niște copii, știi, care am deschis cadourile de... Asta cred că e porcul ăla cu linte. Exact, porcul cu linte. Confitură. Nu știu, pare oricum interesant. Confitură, da. Foarte interesant, părerea mea. Și mai avem aici, asta este sausages. Scârnați. Da, scârnați cu sos... Păi, dar nu așa le zice și la câine aia dașund. Eu zic să începe cu batoanele proteice. Mă, dar uite ce șervețele avem, poate să le țin amintire, poate să nu le folosim. Eu zic să începe cu batoanele. Păi multe batoane, deci începem cu mâncarea serioasă. Păi da, dar nu suntem oamenii serioși. Corect, începem cu batoanele, da? Începem cu batoanele și după aia începem ca oamenii normali. Poate să începem. Dar oricum începem cu unul amândoi, nu? Uitați-vă, nuga cu fructe, după cum se poate vedea. Arată ceva nenorocire. Deci arată nenorocire și valabil până în 2026, deci sunt și valabile. Toate sunt din Franța, efectiv toate sunt din Franța, scrie numai în franceză pe ele. Bine, mai scrie și în engleză în unele locuri, dar care parte franceză. Uitați-vă cum arată încă o dată batonul cu nugat și fructe. Uitați-vă cum arată. Militarii francezi chiar au mâncare ca lumea, bă, frate. Nu știu cum e în armata română. Bine, e și NATO approved, deci e ca lumea. Înseamnă că și ai noștri cam tot așa ceva mănâncă, mamă, cum arată. Nu lasă nimic, adică să adică e oarecum cu orice. Uitați-vă cum arată. Deci arată ca lumea, dacă e să mă întrebați fructele alea cum arată, da. Să dăm noroc. Ui, ce faci așa? Să zicem că e conservă. Nu mă prea impresionează. Un fel de baton, da, ieftin roșu. Care tu cred că e tot franceză. Va fi desert, da, de stermișe. Mă așteptam la mai mult, bine, eu nu prea sunt cu nugatul ăsta. Dar cred că fructele astea mie nu prea plac. Acum, după ce am înghițit, are un gust mai bun. Ia, Alex, ia și tu. Eu zic nota 7. 7, 8. Tot un 7 aș da. Un 6,50 spre 7, pentru că pe mine nu mă impresionează produsul în sine. Nu am nicio problemă cu gustul chiar așa, dar produsul în sine nu prea a fost wow. Ai cu mâncare ca lumea. Ai cu mâncare ca lumea. Deci, asta este porc sărat, parcă era, din ce scrie aici. Porc sărat cu linte. Mamă, dar cum arată.
furculițe din emprezii. 300 de grame, bă, dar e treabă serioasă, 300 de grame, ca lumea. Bine, dar să cremăcăm tot ăsta, că după aia nu am cremic altceva. Mă, miroase a pateu, mă, cum ai venit aici? Da, chiar arată ca un pateu. Deci arată, dar și miroase. Da, exact, miroase ca un pateu, pateu, ca și pateu bucici. Exact, ca pateu bucici. Bă, pateu bucici. Scrieți în comentarii dacă nu-i pateu bucici. Bine, militarii francezi cu pușcolciul ridică asta. Uitați-vă cum arată acest porc cu linte. Bă, dar miroase bine. Deci de mirosit. Hai, vreau să iau și eu. Deci de mirosit, miroase ca lumea. Hai. Eu uite cât am luat eu și 3, 2, 1 și... Ia, să văd dacă moare în meu. Regut de pateu. Uitați-vă și în interior. Deci deasupra e porcul cu ceva mă grăsime, ce nu mai pus pe aici. Te vede în interior că sunt linte acolo. Chiar e bun, mă. Băi, bun. Pateu, clar. E bun. Asta deci uitați-vă încă o dată cum arată, se vede că e carne în interior de porc și mai are și lintele pe acolo. Eu la asta îi dau, sincer. Dacă e după mine e cam de nota 9. Chiar nu, e cam de foame. Chiar e, chiar e foame, e foame, e foame. Stai mâncat la zile pentru mă așteptam să fie cumva mai nașpa, dar chiar e foarte bun. Deci părerea mea că ăsta undeva la nota 9, cam nota 9. Eu sincer, după ce am dat din corona 6.50 aici chiar e nouă părerea mea. Hai să continuăm, nu, hai să le luăm pe rând, așa e, mai dăm ceva mai dulce să mai... Ok, acum alegi tu, că am ales eu prima. Dacă facem pe noi, măcar să facem până la capăt, ce e ăsta? Ceva cu banana. Mamă, banana. Ceva, cred că e energy drink. Compact. Cred că e energy drink-ul ăla, energy bar-ul ăla. Ce energy drink, da. Măi, era un energy bar aici, ia. Energy bar e ăsta, mă. Da, hai cu ăsta, hai cu ăsta, să ne dea acolo forță. Dar și ăsta e compact, mă, și ăsta e forță, uite, te încarcă. Ce că te încarcă, e vrei să ne dăm de la Eric Save după aia? Eric Save după aia. Eric Save aici, masă. Aici, evident. Aici, masă. Vrei să rămâna, hai, să începem. Hai să începem cu ăsta, combat, da? La 90 de lei, sincer, la 90 de lei nu mă așteptam să fie așa de multe și 90 de lei pe OLX, deci și băiatul ăla și-o luat ceva pe lângă. Opa. Deci cam așa arată situația. Bă, asta miroase mai bine. Asta chiar miroase păi mai bine. Are aromă de banane, din ce am văzut că scrie pe el. Și la informații nutriționale, 2,7 grame de proteine. Uitați-vă încă o dată cum arată, îi dă băiatul vostru ca lumea. Mmm, vezi că e bun. Poate bun. Care e bun. Are aroma aia de banane. Și cumva așa se sfărâmă, cumva ciudat în gură. Băi, bun. Bun, mă. Uite, era asta 9. 9, 9 și 9.50, deci chiar Mihai approved. Nu mă așteptam, mă, sincer, nu mă așteptam. Deci militarii francezi chiar o duc bine. Bine, nu-mi duc bine că-s cu pușcoace și cu alea, oricând se poate întâmpla ceva, dar cu mâncarea stau bine. Deci tu, Alexandru. Are gust de... banan. De cereale din alea... Da, mă, asta era, că a zis că se sfărâmă cumva așa, da, deci că Nesquik. Ca Nesquik, dar cu aromă de banane. O banană din aia, confiată. Hai cu pește și legume și lăsăm asta mai deci, grasă. Deci, stai mă, că erau două. Deci avem următorul produs și anume pește cu legume. Ton cu legume, mai exact. Informații nutriționale au ca lumea 13 grame de proteine la 100, și aici ai 78, deci undeva la 10 grame de proteine găsești în această cutiuță. Uai, uai cum arată. Mamă cum arată. Mamă, dar cum miroase. Deci asta este tonul cu legume. Eu cred că m-am săturat două zile cu mâncarea de aici, sincer. Bă, ca lumea, da. Mamă. Mă, să-și simt legume, eu. Mamă. Ca o salată așa de pește. Bă, chiar e bun. Mamă. Bun, bă, nu mă așteptam la mâncarea asta de la armată să fie chiar așa bună. Părerea mea că e 10, deci eu aș mânca asta toată ziua. Acum mai dăm cu energy bar-ul, Tense Energy Bar, 20 de grame, cam așa arată situația. Deci hai să dăm cu energy bar-ul ăsta cu aromă de cafea, după cum scrie pe el. Opa. Intense Energy, uite, deci ca lumea, are 20 de grame numai. Esențele tari sunt sensibile. Ia, hai să vedem cum stă treaba aici. Bă, hai, cum miroase. Deci că miroase marțipan, deși zice că e cu cafea. Uitați-vă cât e de mic ăsta. Uitați-vă cât e de mic. Marțipan, mă. Da, da, se simte și cafea un pic. Marțipan cafea și cafea, da, e ceva așa, ca saloanele miroase. Efectiv, ca saloanele miroase. Hop. Mamă, cât o lași o bulanul ăsta. Bună, e mai bun ca saloanele, de fapt. Mamă, cum e? Cafea de prăjitură. Dar după ce mai stai mai mult, nu mai are aroma de marțipan, se duce cumva în cafea, cafea ca lumea. Ești ca lumea. Mamă, ce-o pus mâna pe el. Mie nu-mi place asta. Mie îmi place mai mult. Bine, aș da un 8, nu i-aș da 9. Ăla cu banane. Mai bun decât primul. Dar cred că o să sărim pe perez după ce. Mai bun decât primul, dar mai rău decât al doilea. Un cocoș aici. Știți că la ei cocoșul galic, da, la francez. Și uitați-vă aici un cocoș. Cam așa ceva ar trebui să ducă. Brânza asta. Tot un fel de pate. Fondu și cu bleu. Frum. Bleu? Adică ceva cu și... fund și cu bleu. Păi bleu e albastru, nu? Opa. Asta zici că e vanilie, înghețată de vanilie. Miroase rău asta? Știi de ce miroase rău, da? Nu cred că e rău, miroase efectiv a brânză topită. Da. Chiar brânză topită. Că și brânză aia gen... Triunghiurile alea de la Cobra. Triunghiurile, pe cred că chiar triunghiurile. Wow! La gust din efectiv gigant. Brânză topită. Este efectiv brânză topită. Mi-mi place. Nu ce vine de cuplărie. Un pic diferit, dar pe acolo e. Foarte, foarte aproape. Clar. Ea zice un 9 la asta. Bă, dar nu sunt produse mai mici de nota 6, 50, efectiv. De 7. Eu am avut 6.50. Da, dar e fructul pieruță. Dar chiar nu sunt produse nasoale. Încă o dată, brânza aceasta e fel de brânză topită. Și asta zicem noi din confort de aici. Adică exact. Pentru aia de acolo pe front. Îți dai seama că pe front plus. 10 plus, exact. Hai să luăm foarte masculin cu ce asta roz. Mamă, dar cum arată? Pate de fructe. Cum adică pate de fructe? Bă, chiar. E bucătăria franțuzească mai... Deci văd care zmeură pe el. Are și ceva
uitați, meură pe aici, arată ca lumea, dacă e să mă întrebați, și foarte micuț. Deci sunt foarte multe chestii, chiar dacă sunt micuțe, dar sunt foarte, foarte multe. Bă, dacă mai reușesc să deschid, nu știu, ești că e geleu. Asta cred că e gem. Totul meu, ce-am zis? Zici că e geleu. Chiar asta e gem, că uitați-vă aici, scrie gem. Deci scrie gem. Lasă gemul și hai bă. Eu zi. Băi! Îți dai că faci și mușchi în armată. Un fel de țară vrem asta. Asta nu va plăcea. E geleu. Geleu de fructe. Foarte țară. Foarte dulce. Niciodată n-am fost cu geleu. Cu rahat, foarte cu geleu. Dulce, cu rahatul. Foarte dulce. E bun, are gust de smeură, cum și apare acolo. Eu îi dau un 7. Un 7, 7,50. Nu e bun. Nu e nașpa. Dar nu e bun. Hai să dăm cu următorul produs și avem acest cârnaț cu ceva sos picant. Uitați-vă cum arată. Da, e greu. Are 300 de grame. Uitați-vă ce scrie aici. Rupe. Chiar rupe, dacă e să mă întrebați. Asta e next level. Eu cred că asta le găsesc și în magazine din Franța, dacă e să mă întrebați. Eu n-am prea fost așa în Franța des. Deci are și fasole, mamă, cu fasole și cea roșie și cea roșie. Mi-e frică cu fasolea, nu cred că e ardei. Cred că e un ardei ăsta, dar are și fasole. Eu cu fasole nu mă bag, te bagi tu. După fasolea asta, închidem vlogul. Orez, sos spicy, hai. Să curgă. Băi bun, mă. Efectiv găsești așa ceva, cred că la restaurante. Chiar mâncare din asta, cred că poți să găsești și la restaurante, la gust, cel puțin. Mie nu mi se pare nimic nasol, chiar dacă e în conservă. Cum arată acest cârnăcior în interior și să vedem ce gust are, că pe asta nu l-am testat. Cârna de rugă, tata. Cam așa să treaba. E mai tai o dușcă. Mai ceva ca la rugă din Mihaela. Mai ceva ca la rugă. Băi bun, mă. Bun. Deci chiar e bună mâncarea, nu mă așteptam. Mai așa un pic de orez aici. Nu, clar. 9,50. Cred că unii s-au dus. Și merge ca lumea cu picantul ăla. Cred că unii s-au dus și la Masterchef cu din ăștia. Gen, apreserii. Dar chiar sunt bune, deci nu mă așteptam. Dar oricum e bun, deci ce trebuie. Arată că lumea, miroase că lumea, are și gust ca lumea. Peste ce mă așteptam. Cu noar, cu cacao. Deci baton. Tot aia, ciocolată. Ciocolată, noar, cacao. A, uite, chocolate bar. Baton cu ciocolată. Baton cu ciocolată, ia. Uitați-vă cum arată. Ca lumea așa, stai, e micuț așa, dar nu știu, mi-a dat așa energie, cred că batonul ăla. Parcă s-a așa luat pe sus. Uitați-vă cum arată chocolate barul ăsta. Mamă. Stai, bă. Mamă, 35% cacao. E cafea de ciocolată neagră. Duce spre neagră, da. Și miroase așa. E bun că ciocolata neagră e bună de creier. E bună pentru creier. Mamă, wow. Bătonul asta. Ăla stai pe dinți. Ăla ciocolata e bună, dar nu sunt eu cu ciocolata neagră. Ce mai healthy, man? Am mâncat și de 85. Asta e mai tare decât aia. Păi, te-am mâncat de 85 în România. Biscuiți. Deci îi dăm cu biscuiți. Ăștia sunt 4 biscuiți sărați, 4 biscuiți cu sare și 4 biscuiți cu ciocolată. Deci uitați-vă cum arată. Deci cred că ăștia chiar îi găsește în magazinul din Franța, cum arată. Da. Pare că poți să iei la orice supermarket din Franța. Uite, sunt biscuiți armii de campanie. Descrie aici. Biscuiți armii de campanie. Treaba serioasă. Ne-am mutat mai la dreapta că bătea soarele în cap și hai să dăm cu biscuiții ăștia de biscuiți de armată de campanie, sărat, dulci, de toate felurile, hai să dăm. Pa. Mama, te temat. Deci aia sunt, cred că cei cu ciocolată. După aia trebuie să fie și sărați, trebuie să fie și cu cereale. Ăștia cu cereale. Deci ăștia scrie cereale pe ei. Aia sunt cu ciocolată. Și ăștia sunt cu sare, după cum arată. Cam așa se treaba. Poate le avem pe Pinocchio. A ce seamănă mirosul ăsta? A Pinocchio. A ceva laborator. Laborator de fizică. Miroase. Nu știu, așa e ce miroase. A vopsat la vadile. Miroase a cărți, mă. Efectiv ca și... ca hârtia. Da, au gând de cărți. În caz mi-am mâncat o foaie. De unde știi cum? De unde știi ce gust are foaia pe aia? Păi, imaginezi eu, nu? De foame și mie. Deci știm cine a mâncat hârtie. Asta nu citește cărțile, mănâncă. Pentru că așa le rețin sub vederea absorb. Da, corect. Da, e bun. Deci o să ia la cu sare. Trebuie. Ai cu cereale asta. Dăm cu cereale. 6 cu ciocolată, 4 cu cereale și 6 cu sare. Mă, dar ce fain scrie cereale aici pe ei. Vedeam despre ce vorba. Eu și ghisa la fel. Mamă. Mă, ce că... Bă, asta atunci eu mănânci lemn. Rămâi... Asta e lemn. Mâncare-mă un pic, bă, că îți rup dinții. Bă, bun, mă. E bun, dar e tare. Zici că mănânce roc. Mă, dar are gust de cereale. Bun. E tare. La asta îi dau un 7 de la tare. Hai să dăm și cu ăștia cu ciocolată. Arată ca lumea. Poate sunt fel de mușchi. Ești mai deci se vede care bucăți de ciocolată în interior. Deci miroase la fel la foaie. Deci se vede care bucăți de ciocolată, da? Arată ca lumea. Și am crezut că e cereală prima dată. Și asta e are tare. Dar este foarte tare, ești că mănânci cărămide. Care faza, că nu prea diferă la gust între ele. La fel. Ba, asta are ciocolată. 8,50. 8,50. Faci leg pres cu 200. Uitați-vă cum arată treaba. Cum zicea Mihai, faci leg pres cu 200 după asta. Am descoperit. Asta e formula aia, asta e pe care o vedeam în Tom și Jerry. Era episodul ăla cu Tom care făcea nu știu ce amestecatoful de soluții. Asta e. Deci cred că am găsit. Mamă, ce energie odată, Mihai. Era. Sincer. Și vă că zice aici, merge ăsta la 500 ml de apă. Oh, be careful. Mamă, cum miroase. Elixirul tinereții. A portocale, efectiv miroase a portocale. Deci fruity fresh. Uitați-vă și voi, cam așa arată. Oh, Tom. Oh, be careful. Ia uite. Mamă mia, oh, be careful.
Zici că e ceai, nu. Efectiv zici că e un ceai, da, rece. Pastila efervescente, ceva în genul ăla e. Ca un ceai rece. Mamă, de bun. Tu ai energizat? Mamă, cum sunt. Gem de prune. Asta nu mai dăm, dacă am așa arată. E mică, ne moșcurim. Am dat foarte multe produse și ne moșcoșim și deja prea le amestecăm și ceva nu va fi ca lumea. Acesta este pachetul de încălzire. Hai să dăm și cu următorul produs și avem acest muesli breakfast care se pune în 120 ml de apă. Să vedem cum îi arată ca lumea, dacă e să mă întrebați. Și zice că are ceva aport de energie. Uitați-vă aici. Prune, iaurt de prune, ceva arome. Nu știu ce are. Eu cred că ăsta e și Dr. Cezar produs. Nu știu, n-am mai mâncat musli cu apă, dar cred că are ceva aromă, că am văzut că e și ceva praf pe lângă aceste semințe. După un minut am amestecat aici, am amestecăm, ca așa zice acolo. Băi, tu știi cum arată? Cicăm că-mi nisip. Băi, e bun! Mamă, de bun, mă! Cum e bun? E bun, mai ai o gură, că n-ai gustat ca... Nu, musli, mă! Bă, mie nu-ți fac musli, în primul rând. Deci 5. Bă, chiar e ca lumea. De câte zile ne-am făcut? Mă, mie îmi place, dar nu pot să-i dau mai mult de 7-50. Cu 5 al meu are peste 6, deci au luat bacul. E cu apă, nici măcar nu cu lapte. Dar are ceva arome. Ei ziceau cu apă oricum. Și acum hai să dăm și cu supa asta, deci cam așa arată și supa. Cam asta-i treaba. Zice să punem în apă fiartă. Avem aici și pachetul de încălzire apei, dar nu vom folosi acesta. Chiar vom încălzi noi apa. Ceva... Pudră protein. Nu prea simt să fie de ței. Zice că e numai supă, nu zice ce tip de supă. Mamă, ce e asta? Mi-a mai zis că băi mămăligă în ciorbă. Băi, zici că mamă, e... Mamă, da, de mirosit, miroase nasol. Zici că ai scăpat. Zici că ai scăpat o pungă de nea întreagă de vegeta. Dar nu, că ar fi bine, dar nu miroase ca vegeta. Ia, hai. Dă-i mai mult, mă, că nu se mulțumim. Ceva de ciorbă de spitală. Zici că e un cartof spart aici. Stai. La mine nota 1. E supa asta. Deci 1 ca 1 din oficiu. I-aș da totuși un 7. Când ești pe front acolo, cred că mănânci și cu ei. Dacă aș fi în armată, nu m-ar supăra. Deci arată rău, miroase rău, are gust rău. De mirosit miroase chiar foarte rău. Gustul undeva la 7. 6.57. Dar dacă ești în armată, merge. Zicem că merge. Eu, la mine nu merge. Și cu acest a fost și vlogul, deci au fost 15 produse în total. Nu am testat 4 sau 5 produse, deci avem aici gemul. Nu l-am testat, că sincer nu mă prea impresionează gemul în general. Avem aici kitul de încălzire, șervețele, cacao, cafea și ar mai fi și ceva ce aici. Hai să facem așa, să vedem măcar dacă e ceai sau nu aici. Da. Mai avem cafea. Asta e sare, aia e zahăr. E zahăr, da. Asta cred că e ceai, asta iar e ceai, exact. Și aici mai avem cacao. În total încă o dată 15 produse, 1 kg 750 această cutie, 16% ar fost proteine, se poate vedea aici și informații nutriționale. Și cam asta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să acest videoclip, să lăsați un comentariu în care să scrieți ce mai vreți să vedeți pe acest canal. Eu am fost Adrian, aici a fost Mihai, în spatele camerei a fost Alexia și numai bine până data viitoare. Ciao.